Consiliul Raional Glodeni încalcă legea numărul 221 din 17 septembrie 2010 privind dietatizarea publicațiilor periodice publice. Confirmând adeziunea Republicii Moldova la standardele internaționale și bunele practici privind libertatea de exprimare în mass media, autoritățile și instituțiile publice, dietatizarea publicațiilor periodice publice se efectuează în scopul garantării în condițiile pluralismului politic, a libertății de exprimare și accesului populației la informație, fapt ce ar contribui la libera formare a opiniei publice și consolidării independenței editoriale și de creație a publicațiilor periodice. Chiar dacă legea 221 a fost publicată în noiembrie 2010 în monitorul oficial numărul 223-225, aceasta este încălcată cu bună știință de către Consiliul Raional Glodeni. Un mijloc de informare în masă a populației, cine își dorește să aibă ziarul de masă, ar fi fostele actuale ziare raionale. Eu tot aș fi solidar cu colegii mei care susțin mai departe finanțarea ziarului raional sub formă organizatorică juridică din întreprindere municipală, fiind conștient de faptul că un om neinformat este un om prost guvernat. Ziarul ăsta sunt 30 de consilii care au influența asupra lui toți. Și nimeni nu poate să facă membre și să spui acolo o declarație personală sau nu știu. Eu s-o cot că ziarul nostru e cel mai transparent, dacă să luăm în comparație cu altul. Fiindcă ca să ajungi la esență în ziarele noastre, care e și în Moldova, trebuie să citești puteti și trebuie să fii foarte bun analist ca să vezi de adevăr cine a scris corect. Legea dietatizării presii a fost de atât de 3 ani. În acești 3 ani, tot ce s-a putut de făcut în Republică s-a privatizat deja. Noi n-am nimerit sub acțiunea acestei legi, pentru că noi activăm în baza unei alte legi. Suntem întreprindere municipală. Legea însă spune că publicația periodică publică trebuie să fie dietatizată prin reorganizare în monitor oficial al raionului, municipiului sau al unității teritoriale administrative, prin privatizare ori lichidare și nu prin reorganizare. Consiliile raionale după februarie 2013 nu mai au nicio acoperire legală să finanțeze din banii publici editarea unor ziare, decât în cazurile în care aceste ziare au fost transformate în monitoare oficiale ale raionelor respective. Iar legea cu privire la dietatizarea publicațiilor periodice publice a specificat foarte clar cum are loc procesul de reorganizare și ce fel de informații pot fi publicate în monitoarele oficiale. Dacă, de exemplu, în raionul Glodeni sau în oricare alt raion, doar s-a schimbat forma organizatorico-juridică, însă în ziare continuă să fie publicate informații, nu știu, despre cât de bine lucrează administrația publică raională. Este o încălcare a legii. În legea 121 cu privire la dietatizarea publicațiilor periodice publice sunt specificate exact tipurile de acte care pot fi publicate în aceste monitoare, și anume proiectele actelor, hotărârilor la nivel raional. Potrivit experților mass media, autoritățile pot fi pedepsite pentru încălcarea legislației și riscă cu dosare penale pentru cheltuirea incorrectă a banului public. Este o încălcare de lege în condițiile în care publicația periodică este editată de către o întreprindere municipală. Chiar și în cazul în care ar fi editată de către o instituție publică, este o altă formă de organizare juridică. Este vorba de sancțiuni care trebuie să fie aplicate persoanelor cu funcții de răspundere, pe de o parte. Pe de altă parte, este vorba de administrarea finanțelor publice, contrar legislației, și poate fi vorba chiar și de dosare penale. Prezenta legea a intrat în vigoare după 3 luni de la data publicării în monitorul oficial al Republicii Moldova.